Prefectul Cosmin Pistol vorbește despre plecarea de la Prefectura Gorj. Alianța de la guvernare nu s-a înțeles încă în privința acestui post, dar reprezentantul guvernului în teritoriu spune că are unde să se întoarcă la muncă și nu stă agățat de această funcție. Nu a purtat nicio negociere, dar este hotărât să-și facă în continuare treaba. Este atributul guvernului de a elibera sau de a numi prefecții în județe. Nu a existat niciun fel de negocieri în ceea ce mă privește. Sunt angajatul Casei de Asigurări de Sănătate Gorj. Probabil că dacă nu voi mai continua, îmi voi relua activitatea acolo. Ați încercat să discutați cu domnul Lambrăceanu, cu domnul Radu Miruță? Nu. Cosmin Pistol a ocupat această funcție după ce a fost susținut de Partidul Mișcarea Populară.